De unde v-a venit această idee de a picta în sticlă? Stimată domnișoară, vă mulțumesc pentru interviul care dumneavoastră mi-l solicitați. Acum, permiteți-mi prima dată să salut toate fetele, toate damele, toate mamele, toate bunicile, pentru că merită acest lucru. Iar de unde m-a venit această idee a fost din copilărie, că am spart odată o iconă din aia pe sticlă și îmi puneam întrebarea: Doamne, cum să o refac? Cum să o fac să nu se mai cojească? Cum să o fac să rămână tot timpul nouă, curată, elegantă? De acolo mi-a venit ideea de a picta în sticlă. Mai cunoașteți în țară persoane care fac acest lucru ca și dumneavoastră? Nu, acest lucru l-am brevetat în 2009 în Italia, în Modena. Deci în acest brevet este vorba de pictura în miezul sticlei. Pe sticlă lucrează foarte multă lume, dar această tehnică pe care o vedeți dumneavoastră este un pic mai aparte și, de ce să nu o spun, ci să o recunosc, este mai greu de realizat. Două identice nu ai cum să faci. Cât timp voia să realizați un astfel de tablou? Depinde de lucrare, depinde de simțurile mele sufletești. Nu pot să spun în ore, pot să spun în zile. Iar procedeul de lucru al sticlei pictate într-un cuptor de fuziune pe care, de ce să nu o spun, o fac în firma Wellhaus, ei îmi pun la dispoziție absolut tot ce am nevoie, durează cam 3 ore, se ajunge la temperaturi de 800-820 de grade. Care sunt costurile? Costurile sunt destul de mari pentru că necesită, în afară de munca artistului, necesită curent, necesită vopsea care este o vopsea specială. Eu o folosesc pentru pictura în sticlă, dar să știți că practic are alte întrebuiințări. Și vreau să atenționez spectatorii, telespectatorii dumneavoastră să nu încerce așa ceva acasă, pentru că ar risca să rămână fără ochi sau fără degete. Sticla este totuși sticlă. Ai greșit, s-a spart. N-ai fost atent, te-ai tăiat. Câte zile veți sta aici ca să știe cei care urmăresc acest material dacă vor să vină să achiziționeze un tablou? Expoziția va fi deschisă până pe data de 8. Inclusiv 8. Eu o să fiu la dispoziția iubitorilor de artă, o să fie un număr de telefon aici la recepție pentru cei care doresc să achiziționeze lucrări de genul acesta. Iar planurile care vor fi pe viitor, bineînțeles, dacă vreți să vi le dezvălui, urmează o expoziție în Budapesta, după aceea în Austria, la fel sponsorizată de firma Wellhaus din Zalău. Haideți să vedem, care este prețul acestui tablou care se află în spatele nostru? Dacă cineva dorește să-l achiziționeze, cu cât poate? Deci, nu știu dacă este un preț mare la nivel de România, dar prețul s-ar ridica începând de la 100 de euro în sus. Nu știu dacă e mult sau nu. Menționez că toate lucrările care le-am avut expuse în Italia, în orașul Modena, orașul Pavarotti, absolut toate le-am vândut, iar dacă mai aveam, toate le vindeam, dar de unde să știi? Acesta este, în primul rând, eu fac pentru mine ceea ce fac. Îmi place să las, să opresc timpul în loc prin ceea ce fac, să las în urma mea frumosul. Fiecare ar putea să facă acest lucru. Dintre noi, fiecare. Tablourile sunt unice, iar munca și efortul dumneavoastră cred că merită acest preț. Eu spun, criticul este cel mai bun care poate să dea valoare, să spun, financiară. Eu pun suflet în ceea ce fac. Criticul rămâne la latitudinea fiecăruia. Cum vi se par aceste tablouri? Se par minunate. Cred că se face diferența între, după cum spunea domnul Costelaș, între o chinezărie și ceva, o valoare, ceva autentic. Este foarte mult de lucru pe ele și... Veți achiziționa un tablou azi? Nu, două. Care sunt cele două? Haideți să ni le arătați, să le vedem. Acesta.
Ce v-a plăcut de ați ales acest tablou? Cascada și, în al doilea rând, peisajul, culorile sunt destul de vii. Așa, și cel de-al doilea care este? Eu sunt un personaj mai complicat, așa, și acest tablou îmi pare puțin mai complicat. Îmi place foarte mult, în primul rând, pentru că este în relief și, nu în ultimul rând, pentru că realizarea lui a însemnat mult mai multă muncă decât celelalte, pentru că, din câte îmi spunea domnul Costelaș, fiecare bucățică din relief este tăiată separat și este în momentul topirii se face blipirea dintre bucățile acestea și bucata din fundal și îmi place. Vă felicit, sunteți un exemplu demn de luat și să sperăm că și alte persoane vor veni aici să achiziționeze câte un tablou. Sper și eu că asta o să se întâmple. Vă mulțumesc!